Salut, dragilor, și dacă vloggerii, youtuberii și așa mai departe ne permit, dragilor, vreau să vă spun că episoadele următoare vor fi filmate în Germania, deoarece am părăsit țara, am ales să mă mut aici în Germania, pentru că în urmă cu puțin timp am fost în vacanță, am văzut că viața de aici este mult mai diferită față de cea de la noi din țară. Oamenii sunt altfel, aici ai mai multe oportunități și de muncă și de activități, ieșiri în aer liber și așa mai departe. Și am zis să încerc și eu să văd dacă pot să mă adaptez aici. Iar în episoadele următoare o să vă prezint și vouă cum este viața în Germania și ce anume trebuie să faci pentru început când te muți aici, unde trebuie să mergi să-ți rezolvi actele și așa mai departe. Rămâneți alături! Trezor, după cum puteți vedea, chiar și pe autostradă se fac lucrări zilnic. Se lucrează, nu ca la noi în țară, se fac 1000 de kilometri într-un an. Basme. Uitați pista de bicicliști între localități. Acesta a fost episodul. Până data viitoare, numai bine. Salutare!